Profesorul și nebunul de Simon Winchester, o poveste despre crimă, insanitate și crearea dicționarului Oxford. Aceasta este o provocare de la clubul de lectură, căreia îi dau curs cu mare bucurie. Ca de altfel tuturor cărților pe care le-am citit până acum, propuse fiind la clubul de lectură. Bun, și am ajuns la capitolul 5, conceperea marelui dicționar. E fascinant pentru cine nu studia literele să vadă treaba asta și să afle informațiile astea. Realizările marilor creatori de dicționare din Anglia secolului al XVII-lea și al XVIII-lea au fost într-adevăr extraordinare. Cunoștințele lor erau fără egal. Erudiția le era absolut genială, iar contribuțiile lor la istoria literară au fost profunde. Toate acestea sunt de necontestat, dar chiar dacă pare o cruzime să îndrăznim a întreba cine își mai amintește astăzi cu adevărat de dicționarele lor și cine se mai folosește în prezent de realizările lor, întrebarea ne pune față în față cu un adevăr inevitabil turburător, de genul acelora care estompează multe alte realizări de pionierat în numeroase alte domenii care nu au nicio legătură cu acesta. Văzută din perspectiva zilelor noastre, realitatea este simplă. Oricât de remarcabile ar fi lucrările lexicografice ale lui Thomas Eliot, Robert Codrey, Harry Crackram și Nathaniel Bailey, și în ciuda caracterului magistral și fundamental al creației lui Samuel Johnson, realizările lor ne par astăzi doar niște etape intermediare, iar rezultatele muncilor, acele splendide volume, nu erau decât niște curiozități bune de comercializat, de adunat la oaltă și apoi uitate. Principalul motiv care a influențat soarta acestora a fost faptul că, în 1857, la ceva mai mult de un secol de la publicarea primei ediții a dicționarului lui Johnson, a apărut o propunere oficială pentru realizarea unei noi lucrări de o ambiție de-a dreptul fabuloasă, un proiect lexicografic de o amploare și o complexitate cu mult mai mare decât tot ce se încercase până atunci. Obiectivul era unul îndrăzneț, elegant și în aparență simplu. Dacă Johnson oferise o selecție a limbii, o selecție amplă, cei drept realizată genial, acest nou proiect avea să ofere totul, fiecare cuvânt, fiecare nuanță, fiecare variantă de sens, o ortografiere și pronunție, fiecare particularitate etimologică, fiecare citare ilustrativă posibilă din fiecare autor englez. I se spunea pur și simplu marele dicționar. Când a fost conceput, era un proiect de o cutezanță și o imprudență aproape inimaginabile, dacă necesita un curaj extraordinar, ceea ce presupunea asumarea unui risc nemăsurat. Cu toate acestea, în Anglia victoriană existau bărbați care aveau îndrăzneala și nesăbuința necesare, care își puteau asuma din plin riscurile posibile. La urma urmei, era o epocă a personalităților, a viziunilor și a realizărilor grandioase. Poate că nicio altă perioadă din istoria modernă nu ar fi fost mai potrivită pentru lansarea unui proiect de o asemenea măreție. Aceasta este probabil și motivul pentru care s-au pus greoi în mișcare la timpul potrivit. De multe ori a fost amenințat de probleme grave și crize de nerezolvat. A fost afectat de dispute și de întârzieri, dar în cele din urmă, când mulți dintre oamenii importanți și dificili care avuseseră pentru prima dată această viziune se odihneau de mult în mormintele lor, scopul pe care visase probabil chiar și Johnson să-l atingă a fost îndeplinit așa cum se cuvenea. Samuel Johnson și echipa s-au avut nevoie de 6 ani pentru a-și croi drumul către izbândă. Celor implicați în realizarea ceea ce avea să fie și încă mai este dicționarul englez fundamental, le-au trebuit aproape 70 de ani. Crearea marelui dicționar a început cu discursul de la Biblioteca din Londra în ziua Guy Fawkes în 1857. Cei care i-au scris necrologul au numit în mod oficial pe Richard Chevenix Trench ca fiind divin, termen rare ori folosit astăzi, dar care a fost acordat unor diversi victorieni eminenți care aveau tot felul de aptitudini și pe care și le puneau în practică, chiar dacă făceau parte din tagma preoțească. La moartea sa, în 1886, Trench era încă considerat mai degrabă divin decât orice altceva.
Avusese o carieră ecleziastică strălucitoare care culminase cu funcția de decan a Westminsterului, apoi cu cea de arhiepiscop de Dublin. Era șchiop, fiindcă își fracturase ambele rotule, dar nu dintr-un exces de evlavie care îl îndemna să stea mai mult în genunchi, ci pentru că picase de pe o pasarelă în timp ce urca la bordul unui vapor pentru a merge în Irlanda. Tema lui din acea seară faimoasă din punct de vedere lexicografic strânea curiozitatea, anunțată prin foi volante și pliante împrăștiate prin West End-ul londonez, avea ca titlu despre unele deficiențe în dicționarele noastre englezești. După așteptările de astăzi, titlul nu pare prea interesant, dar având în vedere caracterul imperialist al vremii și credința fermă că engleza era limba esențială a imperiului și că toate cărțile care abordau acest subiect erau instrumente importante pentru menținerea dominației, titlul oferea un indiciu cât se poate de clar despre posibilul impact al conferinței doctorului Trench. El identifica 7 motive principale pentru care dicționarele indisponibile în acea vreme aveau lipsuri, majoritatea fiind de natură tehnică și nu ar trebui să ne preocupe aici. Însă tema lui fundamentală era deosebit de simplă. Fiecare viitor creator de dicționare, spunea el, trebuie să înțeleagă că un dicționar era pur și simplu un inventar al limbii, nici de cum un ghid de utilizare corectă. Compilatorul său nu ar fi trebuit să aleagă și să includă cuvinte pornind de la ideea că ar fi bune sau rele. Cu toate acestea, specialiștii mai vechi în domeniu, inclusiv Samuel Johnson, fix asta făcuseră. Lexicograful, a subliniat Trench, era un istoric, nu un critic. Nu era de competența unui dictator sau a nemuritorilor, a adăugat el într-un gest de insolență la adresa Parisului, să stabilească ce cuvinte ar trebui folosite. Un dicționar ar trebui să fie o inventariere a tuturor cuvintelor, indiferent cât timp au fost folosite în limba standard. Lucrul esențial pentru un astfel de dicționar, a continuat el, ar trebui să fie istoria duratei de viață a fiecărui cuvânt în parte. Unele cuvinte sunt vechi și încă mai există, altele sunt noi și dispar ca niște efemeride. Totuși, unele apar de-a lungul unei perioade, continuă să existe generații la rând și par să dureze pentru totdeauna, altele au un pronostic mai puțin optimist. Însă toate aceste tipuri de cuvinte sunt părți reale ale limbii engleze. Indiferent cât sunt de vechi și ieșite din uz, sau noi și cu un viitor discutabil. Să ne gândim că cel mai important aspect, a spus Trench. În cazul în care cineva vrea să caute un cuvânt, ar trebui să-l găsească în dicționar. Dacă acel cuvânt nu există, lucrarea nu mai poate fi considerată una de referință, devenind o absurditate, fiindcă nu poate fi consultată. Apoi s-a apropiat de tema sa. Pentru a trasa viața fiecărui cuvânt, a continuat el, pentru a-i descoperi adevărata biografie, este important să știm exact când s-a născut cuvântul respectiv, să avem o consemnare a nașterii sale. Nu se referă, desigur, la data când a fost rostit prima dată, care era imposibil de știut, ci când a fost scris pentru prima dată. Orice dicționar ce se baza pe principiile istorice, care insista în Trench, erau singurele cu adevărat valabile, trebuia să aibă pentru fiecare cuvânt în parte un citat din literatură care să indice unde a fost folosit pentru prima dată. Apoi, tot pentru fiecare cuvânt în parte ar trebui să existe propoziții care să evidențieze diversele modificări ale sensurilor, adică modul în care aproape toate cuvintele se schimbă, redobândind subtilități de nuanță de care se vor lepăda probabil mai târziu, după cum dictează dispoziția populară. Un dicționar este un monument istoric, a spus Trench. Este istoria unei națiuni privită dintr-o anumită perspectivă, iar căile greșite pe care o limbă a rătăcit pot fi aproape la fel de instructive precum cele corecte. Dicționarul lui Johnson s-a numărat probabil printre cele din tâi care au oferit citate, deși un italian a susținut că făcuse deja lucrul ăsta în dicționarul său din 1598, însă rolul lor era doar cel de a ilustra sensul unui cuvânt. Noua aventură pe care Trench părea să o propună, acum avea să reprezinte nu doar semnificația, ci și istoria acestuia, povestea fiecărei vieți, vieții fiecărui cuvânt. Ceea ce însemna că trebuia citit, apoi citat, tot ceea ce evidențea orice aspect din istoria cuvintelor care avea să fie menționate. Era o sarcină enormă, monumentală și, potrivit gândirii convenționale,
a vremii de-a dreptul imposibilă. Însă Trench a venit cu o idee, una potențial periculoasă și revoluționară în viziunea bărbaților conservatori în redingote, care stăteau tăcuți în bibliotecă în acea seară umedă și rece. Era ideea care a reușit în cele din urmă să facă posibilă întreaga aventură. Proiectul, a spus el, depășea cu mult capacitatea unui singur om. Astfel, pentru a studia întreaga literatură engleză și pentru a parcurge ziarele și cele mai elevate publicații și reviste din Londra și New York, se impunea acțiunea combinată a mai multor oameni. Avea să fie necesară recrutarea unei echipe și încă una imensă, care să cuprindă probabil sute și sute de amatori neplătiți, care să lucreze așadar ca voluntari. Audiența a început să murmure cuprinsă de uimire. Oricât de vădită ni s-ar părea nouă astăzi, nu se gândise nimeni până atunci la o astfel de soluție. În cele din urmă, la încheierea ședinței, unii dintre participanți au spus că fusese o întâlnire cu adevărat interesantă. Reprezenta o rezolvare democratică a problemei. Ideea era în concordanță cu modul de gândire a lui Trench. Orice mare dicționar ar trebui să fie el însuși un produs democratic. O carte care să demonstreze importanța primordială a libertăților individuale, a ideii potrivit căreia cuvintele pot fi folosite liber după placul fiecăruia, fără impunerea unor reguli inflexibile de conduită lexicală. Un astfel de dicționar nu ar trebui să fie un produs absolutist de genul celui la care se gândiseră francezii. Englezii, care transformaseră excentricitatea și lipsa de organizare în artă, detestau astfel de lucruri tipice Europei Centrale, precum regulile, convențiile și dictaturile. Aveau o aversiune față de ideea de dictat, dictatura în lingvistică era de neconceput, emis de cine știe ce organizație secretă a unor monitori enigmatici. Da, au încuvințat din cap o serie de membri ai societății filologice în timp ce își puneau paltoanele cu gurele de astrahane, șarfele din mătase arbă și jobenele pornind apoi prin ceața gălbuie a acelei seri de noiembrie. Era bună ideea lui Dean Trench de a apela la voluntari. Era o idee demnă de toată lauda și cu adevărat nobilă. Iar drept vorbind, era și o idee în cele din urmă, care în cele din urmă avea să permită implicarea unui proiect în proiecta unui lexicograf erudit, dar ratat și tulburat, chirurgul în rezervă, în Armata Statelor Unite, capitanul William Chester Minor. Așadar, nu ratați, că uite câte lucruri interesante putem afla. Și nu suntem noi mai câștigați așa. Evident. Spor la citit!